Ne-am întors la lumea nevăzută și creăm o punte între religie și știință. Numeroși cercetători au dovedit foarte clar efectul rugăciunii și efectul meditației asupra creierului uman. Iar cel mai multe dintre teste s-au făcut cu ajutorul medicinei nucleare. A venit în platoul nostru astăzi alături de noi doamna doctor Raluca Mititelu, președintele Societății Române de Medicină Nucleară și Imagistică Moleculară. Sună așa, medicină nucleară, este o ramură mai puțin cunoscută. Bine ați venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Nu vă imaginați cât de fericită sunt și de bucuroasă să pot povesti despre specialitatea noastră, care există din anii 50. Și despre care nu știm foarte multe. Și despre care foarte puțină lume știe cât de bine poate să facă. Dar când auzim așa medicină nucleară, sună... Sigur, sună puțin... Poate că oamenii se sperie din cauza că nu totdeauna se informează din cele mai valide surse, ca să zic așa. Și, în fine, radiofobia este chiar un fenomen real. Dar te gândești că totuși, dacă ai nevoie de o procedură diagnostică de medicină nucleară, cum ar fi scintigrafie sau PET-CT, deja oamenii care... au tangență cu, sau care au în familie pacienți, mai ales de oncologie, știu ce înseamnă. Dar este mai rău să nu faci o asemenea procedură decât să o faci. Da? Deci eu cred că face mai rău să nu faci o procedură de medicină nucleară, care într-adevăr se numește nucleară pentru că folosește o cantitate mică de material radioactiv. Folosește o cantitate mică de material radioactiv care practic îți arată o anumită funcție, o anumită arie metabolică, o anumită abilitatea unui organ de a exercita o anumită funcție. În funcție de ce vrei să studiezi, poate varia acel radiofarmaceutic. Energia este extrem de mică. Are siguranța. Contraindicații? Contraindicații virtual nu prea are. În general nu prea au procedurile astea. Nici măcar, în fine, nici măcar nu trebuie să ai o preexistent, o funcție mai bună într-un anumit fel. Este chiar foarte sigură. Și informațiile pe care le aduce sunt extrem de bogate. Pentru sunt precise? Sunt foarte clinice. Precise? Bineînțeles că sunt precise, dar bineînțeles că nu sunt detalia microscopului electronic. Adică, până la urmă, este o procedură prin care noi facem invizibilul vizibil. Invizibil. Da? Da, de aceea suntem la lumea nevăzută, să dar, facem și noi invizibilul vizibil. În acest mod îi ofer clinicianului niște detalii despre ce se întâmplă în corpul unui organism viu. Nu este ca și când ai scoate și ai pune la microscop. N-ai cum să faci asta. Uh-huh. Dar prin coroborarea informațiilor, bineînțeles că poți ajunge la niște concluzii care să ajute foarte mult decizia terapeutică, până la urmă. Vorbeam de acest studiu, da? Despre cum ne influențează rugăciunea. Nu a fost numai un studiu. Sunt foarte multe. Sunt mai multe studii. Și cei care sunt pasionați de neuroștiință, sunt convinsă că și știu despre ce vorbesc, au studiat foarte mult și cu tehnici de medicină nucleară, pentru că este... mai ales prin străinătate vorbesc, este destul de la îndemână și destul de puțin costisitor să folosești o tehnică de medicină nucleară față de remene funcțional. Dar ele se combină și... Se injectează o substanță în creier? Da, se injectează o substanță în intravenos. În intravenos. Da? E o substanță care arată, practic, perfuzia cerebrală. Dacă vrei să vezi metabolismul cerebral, atunci injectăm un zahăr radioactiv exact ca cel care se injectează la PET-CT pentru... indicațiile oncologice. Și atunci vezi ariile de metabolism cerebral. Sau mai sunt și alți radiotrasori, în fine, nu intrăm mult în detalii. Ce au constatat cercetătorii în neuroștiințe și sunt, în fine, certificați în neurologie, în medicină nucleară, adică studii publicate în reviste de specialitate foarte serioase. Au constatat faptul că anumite arii prin utilizarea acestor tehnici de meditație sau de rugăciune, anumite arii își îmbunătățesc vizibil perfuzia, adică modul în care sunt vascularizate, în timp ce altele descresc. Cum ar fi? Ariile nucleoamigdalian, care este, asta știe destul de multă lume, că e asociat cu frica, cu anxietatea, cu stresul. Descrește perfuzia în nucleul amigdalian și crește în partea de lob frontal, care e asociat cu, în fine, cu partea de... stare de bine. Lucrul acesta a fost bine, ok, e foarte drăguț, avem niște poze foarte frumoase, bineînțeles că imaginile sunt spectaculoase când vezi că după o practică
de câteva săptămâni un om care nu a practicat până atunci, pentru că vorbim de studii efectuate pe voluntari care nu practicaseră tehnici de meditație anterior. Și pe un eșantion destul de mare. Pe niște eșantioane, unele mari, unele mai puțin mari, depinde de finanțările pe care le-au avut. Că vorbim de studii de cercetări extrem de serioase, care au fost finanțate prin anumite programe. Este vorba de faptul că acești cercetători au constatat că pe lângă faptul că îmbunătățesc perfuzia, că îmbunătățesc metabolismul, îmbunătățesc anumite funcții cognitive. Păi asta este un lucru extraordinar, pentru că practic foarte multă lume, pe măsură ce îmbătrânim, ne confruntăm cu o anumită descreștere a acestor funcții cognitive. Foarte mult se confruntă cu ele. Sigur, nu ajung tot să facă tulburările de tip demențial, da? Deci demența de nu mai știu de ei. Dar unele din ele pot progresa. Și atunci s-au întrebat, dar nu cumva aceste tulburări într-un anumit stadiu, dacă le surprindem, ar putea fi reversibile? Sigur că asta este întrebarea. Pentru această întrebare, anumite fundații chiar de care se ocupă de pacienții cu boala Alzheimer au finanțat aceste cercetări. Se pare că da, că anumite funcții cognitive se îmbunătățesc, inclusiv la pacienții care au un ușor declin cognitiv care ar putea precede instalarea bolii Alzheimer. Ca o anumită tehnică însă să fie recomandată sau să intre în protocolul terapeutic, necesită studii mult mai largi. Ce înseamnă studii mult mai largi? Înseamnă pe eșantioane cu adevărat semnificative și nu numai atât. Mai multe studii din care să se tragă o concluzie. Că, uite, am avut un număr de 10 studii și la 70% din ele, nu știu cât la 100 din pacienți au arătat că așa. Asta necesită, bineînțeles, timp, bani, voluntari. Asta ca un medic se recomande așa, oficial rugăciunea. Da. Ca să poată fi inclusă, eventual, o asemenea recomandare într-un ghid terapeutic. Este inclusă, un anumit tip de meditație este inclusă în ghidul American Heart Association, pentru că un anumit tip de meditație se pare că ar scădea tensiunea arterială. În momentul în care o asociație științifică detalia American Heart Association include și spune că are un nivel de evidență suficient încât să poate fi inclusă, sigur, nu vorbim aici de a înlocui tratamente sub nicio formă, deci vorbim de recomandarea medicului cu privire la ce ar trebui să facă un pacient. Dar există un nivel de evidență că aceste tehnici descresc tensiunea arterială sau fac anumite lucruri bune. Asta pentru că se reduce frecvența creierului într-o stare de relaxare? Asta pentru că, practic, în momentul în care se activează acele arii corticale, le descresc pe cele care promovează anxietate. Se pare că ăsta ar fi mecanismul. Uh-huh. Mai există niște studii extrem de recente, deci de cam de vreun an, doi, în care s-a constatat pe lotul foarte mare, și practic au avut foarte mulți pacienți la care s-a efectuat PET-CT pentru varii indicații, în general, bineînțeles, de oncologie. Și s-a constatat că cei cu activitate crescută în nucleul amigdalian, deci cel asociat cu anxietate, frica, nu știu ce, aveau o corelație extraordinar de mare cu problemele arteriale și cu problemele de inflamație arteriale, adică cele care cauzează, practic, evenimentele cardiovasculare ce vor fi punând, bineînțeles, viața în pericol, poate într-un mod mai rapid chiar decât o afecțiune oncologică. Și este, bolile cardiovasculare sunt încă pe primul, da, între primele locuri ca patologie. Sigur că orice tehnică care ar putea să descrească stresul și anxietatea și care să facă așa ceva, eu cred că ar fi. Știm despre benefică. Ce tip de meditație este vorba în acel studiu? Depinde. S-au luat meditații transcendentale și diverse tehnici de meditații tot venite din partea orientală. Dar eu sunt convinsă că ce au mai spus, și vorbesc de Andrew Newberg, de care pomenați la început, că presupun că despre Andrew Newberg, era vorba. Care a scris și o carte, Cum ne schimbă Dumnezeu creierul. Da, exact. Asta e o carte care mie mi se pare o carte chiar drăguță, pentru că practic pune într-un limbaj accesibil. Foarte omenesc. Da. Așa. Toate lucrurile despre, uite, medicină nucleară, care poate în limba română sună, mă rog, foarte pretențios. În realitate este o specialitate medicală menită să ajute oamenii, nu să-i facă să se sperie. Da? Și dacă
nu ne place cuvântul, putem să-l înlocuim. Mai veniți aici la noi și le mai explicăm oamenilor despre ce este vorba în această medicină nucleară. Eu mă bucur pentru că, uite, știința, da, ne învață și ne ajută să înțelegem niște procese spirituale până la urmă, care se întâmplă cu noi. Bineînțeles, dar știința, așa cum o cunoaștem noi, să nu uităm că este mult mai de dată recentă decât tehnicile spirituale și... Acum v-aș da mână. Nu pot să nu fiu un pic filozof. Până la urmă, oamenii au supraviețuit și omenirea a supraviețuit de milioane de ani înainte de a se inventa știința. Știința, așa cum o cunoaștem noi acum, ne-a îmbunătățit foarte mult nivelul de viață și nivelul de trai și ne-a îmbunătățit foarte mult supraviețuirea. De aceea ne confruntăm cu probleme ca demența Alzheimer și alte probleme legate de aging, m-ar veni, de îmbătrânire. Așadar, este important să știm că rugăciunea și meditația sunt niște remedii foarte puternice în menținerea stării de sănătate sau în însănătoșire până la urmă. Este foarte important, să nu fii infatuat. Adică faptul că ești om de știință, faptul că există un nivel de evidență pentru lucrurile pe care le cunoști, nu înseamnă să negi lucruri care nu s-au cercetat încă. Mă bucur că spuneți asta. Păi, spui, practic, nu ai cum să nu spui asta. Pentru că, uite, există acest nivel de evidență al tehnicilor de meditație care îmbunătățesc circulația cerebrală în anumite zone și reduc nivelul de anxietate. Asta este un lucru incontestabil. A fost un documentar, la un moment dat, prezentat de Morgan Freeman. Da. Da? Exact despre acest... În cabinetul acestui medic a fost. Da. Și i-a arătat, uite, cu... Ce se întâmplă... El a fost testat voluntar. Da, și uite ce se întâmplă în momentul în care tu te gândești la un anumit lucru. Sigur că în momentul în care te gândești, procesele alea cognitive au loc în creier. Ceva se întâmplă acolo, pentru că altminteri n-ai putea să gândești, nu? Oare, nu știu exact datele acestui studiu, dar este recomandată o anumită cantitate, un anumit timp de rugăciune? Vorbim despre studii. Deci ei, când au fixat protocolul studiilor, au spus 12 minute pe zi, nu știu câte săptămâni, și măsurăm să vedem ce se întâmplă. Ca să faci o recomandare terapeutică, deja se schimbă puțin treaba. Iar este foarte greu de făcut asemenea studii, pentru că nu știi de fapt. Afli la sfârșitul studiului ce s-a întâmplat în capul omului. Dar nu ai de unde să știi dacă a înțeles tehnica, dacă a făcut ce a explicat să facă, dacă mai ales pentru oameni, vorbim de pacienți care... În fine, nu de practicanți spirituale. Adică nu vorbim de călugări sau de călugării budiști care s-au făcut foarte multe și experiențe. S-au făcut niște studii și pe loturi din acestea. Acolo există o anumită modificare în lobii parietali, care practic le-au sugerat cercetătorilor că acolo ar avea sediu sentimentul acela de comuniune cu Dumnezeu. Sau cu divinitatea sau cu scopul pentru care ai meditat. Dar mulți medici admit că oamenii care cred în divinitate, indiferent de ce religie vorbim, trec printr-un proces mai rapid de însănătoșire. Față de atei sau față de cei care nu cred în nimic sau față de cei pesimiști. Că sunt mulți medici sau că sunt puțini medici, asta... Fiind om de știință, eu aș vrea să văd cifre. Câți? Ce înseamnă mulți? Faptul că am cunoscut eu 5 și din 5, 4 sunt mai religioși și unul mai puțin religios, asta nu e statistic semnificativ. Nu, asta aveți nevoie de cifre. Bineînțeles că am nevoie de cifre, bine, toată lumea are nevoie de cifre, de-aia facem studii cuantificabile, deci ce se vede cu ochiul liber în procedurile de medicină nucleară, se poate cuantifica, se poate măsura, măsori matematic. Da, cu adevărat, acolo este... calculez un scor care a fost 10 și în partea elaltă un scor care a fost 4 și atunci diferența este cu adevărat semnificativă. Nu ai cum să practic bolile în sănătoșirea cred că este cu adevărat favorizată de scăderea nivelului de stres. Deci asta o știm sigur. Tocmai v-am spus că au și fost studii demonstrate. Dacă starea de stres este redusă de rugăciune sau meditație? Dacă și numai pentru atât. Și atunci probabil că ar trebui să recomandăm. Ce părere aveți de efectul placebo? Nu trebuie neglijat. S-au făcut și niște studii în care
aceeași, mă rog, cum le spunem, apă cu zahăr, da. S-a administrat pacientul știind că îi va face bine sau s-a administrat pur și simplu fără ca omul să știe că îi se administrează ceva. Asta chiar a fost publicat pe Medscape, pe, mă rog, o resursă importantă de documentare pentru noi ca medici. Efectul evident că a fost notabil la pacienții care știau că primesc ceva care le va face bine. Eu cred că, în primul rând, omul chiar trebuie să participe activ la procesul de însănătoșire. Chiar să simte el că face ceva. Nu ai cum tu să fii pacient și să ai pretenția de la ceilalți că vor veni și unul îți dă o pastilă și specialistul de nu știu ce de cap îți dă o pastilă de cap, specialistul de inimă o pastilă de inimă și tu stai așa pasiv și te vei face bine și sănătos. Eu deci nu cred în chestia asta. Un nevoie de un proces de colaborare între... Categoric. În primul rând trebuie să asculte, în primul rând trebuie să ia acele tratamente, că faptul că ai prescris o rețetă nu înseamnă neapărat că le-a și utilizat medicamentele acelea, dar bineînțeles că mai există și tot felul de alte recomandări care sunt uneori la fel de importante, dacă nu chiar în anumite cazuri mai importante decât tratamentul medicamentos însuși. Și pentru că vorbim de schimbări de stil de viață și alte... Și pentru că vorbim de credința noastră, da? De credința poporului român, credința ortodoxă și a fost părintele mai devreme în platelul nostru, chiar și biserica ne ajută în acest proces de însănătoșire prin slujbele de maslu. Aici deja este altă specialitate. Da, apropo de puterea rugăciunii, da. Și apropo de puterea meditației asupra creierului și asupra organismului uman. Categoric. Categorii, dar repet, aici deja este altă specialitate. Este altă specialitate. Dumneavoastră trebuie, da, să ne explicați din punct de vedere științific, ce se întâmplă în organismul și în creierul nostru. Da. Cum reducem acest stres? Care este factorul, unul dintre factorii principali pentru foarte multe afecțiuni? Din punctul meu de vedere, nu neapărat ca medic. În primul rând trebuie să recunoaștem că avem o problemă cu stresul. Faptul că ți se spune, tu, pacient, încearcă să faci ceva, reduci nivelul de stres, urmează, renunță la fumat, de exemplu, reduci nivelul de stres și ia acest tratament. Ce credeți că fac toți pacienții? Iau acel tratament. Primele două parcă nici nu le renunță la fumat. Bine, cândva, da, rezoluția de început de an, că toată lumea, da, vorbi de rezoluția de început de an, o să mă las de fumat. Păi, trebuie să faci ceva pentru asta, nu o să vină nimeni să te lase de fumat. Nu vine nimeni să te lase sau să-ți explice cum să treaba cu stresul. Recunoaște că l-ai. Fă ceva pentru asta. Fă ceva. Adresează-te unui specialist. Mergi la o consultație. Mergi la o consultație, în primul rând, sfătuiește-te cu medicul de familie. El știe categoric să te îndrume. Dacă nu mai poți și nu mai poți singur, categoric. Nu ne-a s-a născut nimeni învățat. Există ajutor de specialitate. Fă ceva și redu stresul. Deci eu sunt absolut convinsă că doar așa, stând și privind și dar, trebuie să reduc. Bine, o persoană care stă și privește nu cred că este atât de stresată. Dar să nu subminăm puterea acestei anxietăți care la un moment dat te paralizează și chiar te poate lăsa să nu mai faci nimic. Da? Poate că la un moment dat senzația de frică și de anxietate devine atât de puternică încât îți induce inclusiv gânduri din alea disperate, negre, orice tratament aș face, totul nu e bine, un pesimism din acesta din care nu are nimeni de câștigat, pentru că până la urmă viața e frumoasă, să o trăim aici, acum, da, exact, drăguț. Nu, deci un om optimist, negre. Da, un om optimist, un om care crede în ceva, până la urmă, are șansă să reducă mai ușor stresul. Da? Bineînțeles. Bineînțeles. Dar și un om pesimist ar avea șansă să reducă, de fapt. Îi recomandăm acest studiu legat de puterea rugăciunii și puterea meditației. Da, mi-a plăcut acest studiu, pare interesant. Acum rămâne de văzut când va fi oficial recomandat. S-au făcut mai multe studii de atunci, pentru că acum, ca să fie publicat într-o carte și într-o carte care să adreseze publicului larg, lucrurile s-au întâmplat acum câțiva ani, dar există studii de dată recentă, 2018-2019, care s-au făcut inclusiv la, de exemplu, în Statele Unite este o mare problemă recunoscută de sănătate publică și de, până la urmă, lipsă de forță de muncă,
faptul că un număr extrem de mare de persoane are grijă de persoane cu demența Alzheimer din propriile familii. Am citit foarte de curând o statistică. Se pare că există 5 milioane de persoane, 5 milioane, deci nu am zis să cred. Un număr foarte mare. Un număr extrem de mare, care au în grijă o persoană cu o asemenea dizabilitate. Nivelul de stres al acestor persoane, de, că le-au în grijă, le-au în grijă, dar le-au în grijă și nu fac nimic altceva, deci ei nu sunt remunerați pentru chestia asta. Da? Nivelul de stres al acestor oameni este extraordinar de mare. Inclusiv la ei s-a făcut un studiu pe acest gen, dar pe un lot foarte mic. Și e o chestie care mie mi se pare foarte drăguță. Deci, practic, pornește la un lot mic și la un moment dat, dacă într-adevăr cercetarea spune ceva, poți crește și poți spera la o finanțare mai mare, astfel încât să incluzi mai multe persoane. Revenim la aceste cercetări și la aceste studii cu care dumneavoastră sunteți foarte familiarizată. În câteva momente, după o scurtă pauză de publicitate, rămâneți alături de noi, revenim imediat. Am revenit la Lumea Nevăzută și discutăm în continuare despre puterea rugăciunii și puterea meditației asupra creierului și organismului uman, alături de invitata mea, doctorul Raluca Mititelu, președintele Asociației Române de Medicină Nucleară și Imagistică Moleculară. Doamna doctor, ce alte studii ați mai cercetat? Sunt mai multe... Se fac studii pe mai multe paliere și nu numai pe parte de metabolism, pe parte de perfuzie cerebrală. Asta, în fine, fac parte din munca noastră de cercetare și de documentare, pentru că nu întotdeauna putem practica în țara noastră tot ce tehnici de medicină nucleară există pe planetă. E frustrant, dar cam așa e. Pe de altă parte, însă, trebuie să fii la curent cu aceste cercetări, pentru că la un moment dat nu exclud posibilitatea ca Asociația noastră de Medicină Nucleară sau prin universități să intrăm și noi alături de lumea civilizată în proiecte de cercetare care să includă aceste studii. De ce nu acest domeniu al neuroștiințelor. Există încă, dar intră mai greu în programe de cercetare, pentru că la noi există o problemă și cu birocrația și cu autorizările ca să folosești un medicament pentru un studiu de încestă foarte multe documente și alte lucruri. Dar aminte, bineînțeles, radiofobia este prezentă la cele mai înalte niveluri. Deci, ca să autorizezi utilizarea unui izotop radioactiv pentru cercetare, iar ar însemna destul de multe proceduri, dar chiar sper ca la un moment dat să putem intra în consorții de cercetare împreună cu universități din Europa și din Statele Unite, ca să putem participa și noi la aceste lucruri. Este păcat, pentru că avem o asociație, nu suntem foarte mulți în țară specialiști în acest domeniu, dar existăm, foarte mulți din noi sunt foarte bine pregătiți. Felicitări. Sunt afiliații universităților și chiar cred că ar putea face un lucru. Felicitări și poate, v-am spus, mai veniți la noi și facem cunoscută această ramură și această activitate a dumneavoastră. Dar, dincolo de rugăciune, dincolo de meditație, care este foarte clar, ne influențează cumva creierul, da? Ce alte tehnici ne mai propuneți pentru antrenarea creierului? Chiar dacă nu sunteți neurolog. Dumneavoastră aveți experiență vastă. Până la urmă, Tehnici simple pentru aplicate în viața de zi cu zi. Până la urmă există, nu știu cât sunt de contradictorii sau cât sunt de stabilite ca adevărate, ca adevăruri incontestabile, faptul că antrenarea creierului, cu cât îți antrenezi mai mult creierul, cu atât bagajul tău de cunoștințe și de conexiuni neuronale devine mai mare. Din fericire pentru noi, creierul chiar are o anumită plasticitate. S-a dovedit recent. Este dovedită și tot așa, la fel cum s-au dovedit și partea asta, că tehnicile de meditație ajută și nu știu ce, practic ele sunt legate. Plasticitatea creierului înseamnă că se creează continuu rețele neuronale? Se creează continuu rețele neuronale și se creează în funcție, în mod extrem de personalizat, da? Și în mod extrem de de dedicat și de aplicat, în funcție de ce ai nevoie să faci și de ce îți înveți creierul să facă. Acum, dacă stai și nu faci nimic,
eu presupun că acel creier va sta și nu va face nimic. Sigur, este o mare glumă și este un neadevăr. Dar din această glumă trebuie să înțelegem că, uite, un copil, de exemplu, un copil nu va putea niciodată să citească dacă citește mama în locul lui. Exact. Cred că este foarte valabil și pentru un adult. Dacă citește cineva în locul tău... Este important că am aflat despre această plasticitate a creierului și că până la urmă, la orice vârstă, ne putem antrena creierul și putem crea noi ideea conexiuni neuronale. Ca și cu partea cu stresul, da? Ideea este de asumare. Nu o să vină nimeni să citească pentru și tine, să scrieze rețele neuronale. Să scrieze rețele neuronale, aia sub nicio formă. Deci aici chiar că este de asumare. Ce activități ar trebui să practicăm pentru a crea niște rețele neuronale noi, sănătoase? E greu de spus, pentru că, practic, rețelele se creează în momentul în care ai un scop de a face ceva. Nu trebuie neapărat, gata, mergem pe bicicletă ca să-mi creez rețele neuronale. Nu se pune problema chiar așa. Sigur că orice activitate fizică stimulează... Nu vorbim de niște activități intelectuale, nu? Activitatea intelectuală, câtă vreme există, este... Creierul moare. De exemplu, unul din studiile despre care vorbeam, apropo de meditație, a luat în calcul două loturi de pacienți. Unii au practicat meditația, alții au ascultat muzică, muzică clasică. La fel s-au îmbunătățit perfuzia și metabolismul ariilor care se consideră că au treabă cu funcțiile cognitive. Deci pe lângă rugăciune și meditație, iată și muzica ne ajută. Muzica. Asta chiar a fost, pentru că n-am văzut în foarte multe locuri. Sigur, lucrurile sunt abia la început, de aia zic, sper ca și noi să putem la un moment dat să participăm la acest gen de cercetare. Ar fi chiar extraordinar dacă am putea face acest lucru, pentru că lucrurile sunt la început. Lucruri pe care crezi că le știi, par de bun simț. Sigur că o persoană care citește, care ascultă muzică de bună calitate, care, în fine, are un anumit nivel și anumite preocupări, nu stă pur și simplu să nu facă nimic. Bineînțeles că noi știam lucrurile astea. Cumva intuitiv le știam. Exact. Dar când le vezi demonstrate cu cifre, parcă sună altfel, da. Nu? Noi avem tot timpul nevoie de niște dovezi științifice ca o credință să se întipărească foarte bine în mintea noastră. Bine, și noi avem nevoie de dovești științifice ca să includem în protocoalele terapeutice ascultatul de muzică clasică. Abia pe lângă să... faptul că este foarte frumos, e o activitate extrem de plăcută. Când estimați că se vor introduce în protocoalele terapeutice rugăciunea, meditația, muzica? Peste câți ani? Pe măsură ce vor apărea niveluri de evidență. Nivelurile de evidență înseamnă fie studii, înseamnă metaanalize cu foarte multe studii. Înseamnă ani? Zeci de ani? Depinde cât de repede se fac aceste studii. N-avem de unde știi. Câte vreme vorbim doar de câteva, n-ai cum să estimezi acum. Vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi.